dăm start unui nou vlog, când spun noi mă refer la mine și la voi, având în vedere că vă iau peste tot cu mine, de aceea și vorbesc de cele mai multe ori la plural, am vrut neapărat să menționez acest lucru. Și acum revenind la vlog, îl începem abia astăzi pentru că zilele trecute am avut un eveniment nu tocmai plăcut, nu vreau să intru în detalii, nu am avut cum să filmez și până la urmă nu am reușit nici de cum să mă mobilizez în așa fel încât să pot să și filmez ceva. Dar în ciuda celor întâmplate, mai sunt 3 zile, săptămâna nu este gata. De dimineață am avut cursuri, mai exact un laborator la histologie de la ora 8, așa că gata, pe ziua de azi vorbim la nivel de online. Duminică am terminat de filmat și partea a doua a vlogului de săptămâna trecută, l-am editat, am pus muzică, am făcut tot ceea ce aveam de făcut și aseară l-am și urcat pe YouTube, aseară însemnând pentru mine joi. Între timp a ajuns și comanda de pe farmacia Tei, pe care am dat-o împreună cu voi lunea trecută, scria că va ajunge între 7 și 10 zile, ceea ce s-a și întâmplat. Nu am mai pierdut vremea să deschid coletul aici pe vlog. Și în prima fază avem aceste pliante cu niște suplimente alimentare, vitamine, nu știu exact ce vor să fie, și produsele de la La Roche-Posay, cele cu SPF, și acest fluid corector pe care îl aveam și eu de dinainte. Cred că reflectă puțin lumina de la ring light, dar afară e groaznic, e așa norat, întunecat, nu aveam cum să filmez fără. Și pe lângă faptul că e o nuanță foarte închisă, să vă pun puțin aici să vedeți exact despre ce vorbesc. Nu știu cum să țin, deci e închisă în comparație cu tenul meu și mai ales că aici este mâna. Pe lângă acest lucru, nici nu rezistă foarte mult. L-am purtat vara trecută doar de 2 ori și vreau să vă spun că dacă transpirați și este foarte cald afară, nu se menține bine deloc pe ten. Mie una nu mi-a plăcut mai deloc, din păcate, deși da, face parte din categoria dermatocosmeticelor, are ingrediente foarte ok, mie în schimb nu mi s-a potrivit. Și acum să trecem la comanda propriu-zisă. Am găsit acest set cu 2 pachete de șervețele de la Uriaș cu apă termală. Se pot folosi atât pe față cât și pe corp. Sunt pentru bebeluși, practic, dar îmi plac tare mult. Cred că v-am povestit fix în primul vlog săptămânal pe care l-am făcut. De când le am, le folosesc în continuu. Chiar sunt, pot să zic, preferatele mele. Mai am 2 produse din gama Altruist, cele cu SPF. V-am spus eu că nu le-am încercat până acum niciodată și sunt tare curioasă de ele. Am această cremă SPF 30 și spray-ul SPF 50. Amândouă văd că au protecție UVA și UVB foarte ridicată, ceea ce este foarte bine. Sunt testate dermatologic, fără parabeni sau parfum, formulă hipoalergenică, de înaltă toleranță și așa mai departe. Cred că o să mă înțeleg foarte bine cu ele, având în vedere că am un ten destul de sensibil. Spray-ul l-am luat pentru momentul în care sunt machiată. Știți că aceste creme se reaplică după 2-3 ore în funcție de cât de mult stăm la soare și dacă sunt machiată nu mai am cum să-mi dau cu cremă, așa că mereu apelez la un astfel de spray. Înainte le aveam pe cele din gama La Roche-Posay, Antilles, doar că nu le-am găsit nici de cum pe site și am zis să le dau o șansă acestora. În continuare, un ceai verde, 3 lei, îmi place să mai fac din când în când pe parcursul zilei. Nu v-am spus celelalte produse cât au costat. Șervețelele 24 de lei 50, crema 25 de lei 50, iar spray-ul 34 de lei. Mai am acest BB cream pe care l-am și desfăcut să-l încerc, de la Jaya. Am păstrat aici ambalajul, să vă spun mai exact ce și cum. Cremă pentru uniformizarea culorii tenului, SPF 15, ten gras mix, nuanță deschisă cu acid hialuronic și provitamina B5. La mine a ajuns comanda luni, așa că bineînțeles că am fost foarte curioasă de el. Nuanța, vreau să spun că mi se potrivește, este cea light, doar că nu are acoperire aproape deloc. Bine, nu că aș avea eu neapărat nevoie, pentru că nu am un ten acneic sau cu eu știu ce pete, că mai mi-e din când în când tot felul de coșulețe, asta e partea a doua și e ceva normal. Dar aici mă refer la fetele care au astfel de probleme. Probabil nu vor apela la un BB cream, dar vreau să vă spun că acoperirea este foarte mică, aproape invizibilă. Și cred că are și puțin parfum,
pentru că în momentul în care l-am aplicat, așa mi s-a părut. Nu știu exact, nu m-am uitat mai bine peste ingrediente. Dintre toate aceste BB cream-uri, fonduri de ten, creme nuanțatoare, nu știu cum să le spun, cel mai mult mi-a plăcut cea de la Isis Pharma, v-am povestit în vlogul trecut despre ea, și cea de la Bioderma. De exemplu, cea de la Bioderma are acoperire mult mai mare, doar că nu mi se potrivește nici de cum nuanța. Au doar două nuanțe, deschis și auriu, dar ce să vedeți că și cea deschisă este foarte închisă, practic, pentru tenul meu. E de-a dreptul complicat să îmi aleg o nuanță potrivită, pentru că pe față sunt mai roșie și în zona aceasta, iar pe gât sunt foarte albă. Și dacă ar fi să-mi iau un fond de ten în nuanța gâtului, aș arăta fix ca și, nu știu, păpușă de porțelan, mai exact. Fondul de la Jaya, BB cream-ul mai bine spus, a costat 17 lei. Și ultimele produse sunt aceste ape termale de la Aven, despre care am auzit iarăși multe lucruri de bine. Mi-au ajuns la fix, pentru că am avut acum apa termală de la La Roche-Posay, cea de 300 de ml, s-a terminat și sunt acum la cea de 50 de ml, travel size. Îmi aplic creme cu acid hialuronic sau ser și știți că ele niciodată nu se aplică pe tenul uscat și întotdeauna umed. Sunt foarte curioasă de ele și da, vă ziceam că am găsit acest set, 300 de ml plus 300 de ml, e o apă termală calmantă și anti-iritantă. A costat 53 de lei 30. Zic că e un preț chiar foarte bun pentru ele. Și cam atâta cu această comandă. Apropo, dacă vă întrebați de părul meu, arată așa pentru că mai înainte m-am spălat pe cap și am vrut să las să se usuce cât de cât pe cale naturală, să nu tot intervin eu cu fenul, deoarece nu e tocmai ok pentru el. Văd că încet încet iese și soarele. Cam atât am avut să vă spun pentru moment. Ne auzim puțin mai încolo. Am ajuns acasă și m-am pus aici la locul de povestit, cum îmi place mie să-i spun mai nou, adică în hol, măcar seara să mai povestim și noi câte ceva, dacă în timpul zilei nu prea reușim. Mi-am făcut și un ceai verde, cel pe care vi l-am arătat astăzi. De fapt, l-am făcut înainte de a pleca, dar nu am apucat până acum să beau din el. Și mai înainte am avut grijă ca jumătate să-l vărs pe mine, că de ce nu? Toată canapeaua e udă peste tot. M-am tras aici într-o parte, dar nu este nicio problemă. Vreau să vă zic ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am văzut, nu ne-am auzit ultima dată. Asta însemnând în această dimineață, cred, când v-am arătat produsele de pe farmacia Tei. Astăzi a fost o zi foarte interesantă și vă spun acum de ce. Cei care stați în Timișoara sau undeva pe lângă, probabil știți, comuna în care locuiesc astăzi a intrat în carantină, tot ce puteam să-mi doresc. Și e închisă, e cu declarații, e cu filtre de poliție, e cu de toate pentru toți, iar eu aveam treabă neapărat în oraș. Ideea e că urmează să fac un cover care va fi pus și pe YouTube, îl veți vedea probabil în curând, nu vreau să dau prea multe detalii, vreau să fie o surpriză, una plăcută, sper eu, și mai aveam fix 4 ore de repetiții. Aceste 4 ore sunt foarte importante și mi-aș fi dorit, bineînțeles, să fiu prezentă fizic la acele ore. Norocul meu a fost că am avut treabă la o farmacie fix în zona în care trebuia să merg la repetiții și am avut ce să scriu pe declarație. Deși am fost foarte speriată, mereu când vedeam poliție, mă gândeam că mă oprește și cine știe ce mă întreabă, dacă cumva mă trimit înapoi acasă, pentru că prietenii mei au pățit acest lucru și nu mi-aș fi dorit să pățesc și eu la fel. Nu știu de ce, dar aveam impresia că am evadat de undeva sau nu știu cum să explic, oricum a fost foarte ciudat. Data trecută când au închis toată țara, nu am ieșit niciunde și probabil de aceea m-am simțit eu așa, dar până la urmă a fost bine, nu m-a oprit poliția, nu am avut nicio problemă și iată-mă în fața voastră povestindu-vă despre acest lucru. În această seară vreau să mă uit la alt film de Crăciun. M-am uitat și aseară la unul. Știu că v-am înnebunit vlogurile acestea cu Crăciunul, cu atmosfera, vibe-ul de Crăciun și toate cele.
dar chiar am văzut că au băgat pe Netflix foarte multe. Sunt așa bucuroasă că am la ce să mă uit, nu aveți idee. Mi-am luat celălalt telefon ca să-mi fie mai ușor. Și vă ziceam că aseară am urmărit un film care se numește Un Crăciun de Comandă. Un arhitect își invită familia acasă de Crăciun, angajează o decoratoare de sărbători care va aduce în viața lui mai mult decât niște decorațiuni festive. Cred că deja v-ați dat seama, este un fel de love story care mi-a plăcut foarte mult. De fapt, nu cred că există film de Crăciun care să nu-mi fi plăcut mie, sunt o iubitoare a acestei sărbători. Iar în seara aceasta vreau să mă uit la O Surpriză de Crăciun, cred, sau Un Crăciun Minunat. Am auzit de la prietena mea despre acest film. E unei galerii reînvie pasiuni artistice numai atunci când revine în orașul natal de sărbători și se reîntâlnește cu iubitul ei din liceu. După descriere îmi dau seama că e tot un fel de love story. Cam atât știu să vă spun momentan despre acest film pe care încă nu l-am văzut, dar mâine oricum revin cu o părere. Și mai vreau să văd multe altele, ca de exemplu Crăciun în Alaska, 12 cadouri de Crăciun, am tot auzit și de el. Și lista poate continua mult și bine. Dar până când ajungem la vizionatul filmului, trebuie să merg să mă demachiez. Să mă demachiez e mult spus, să-mi dau rimelul jos și să-mi fac rutina de skincare și tot ce mi-am de făcut în seara aceasta. Well. Hello, can I help you? I'm Heidi, this is Chris. Our car ran out of gas. We were just curious if we could borrow your phone. I'll do you one better. I got some gasoline in the barn. Right here in my arms, at this holiday season, I'd like to make a wish. Pretty good. Thank you. Simt că azi va fi o zi plină de curățenie. Suntem aici în proces de montare a unui nou calorifer, de data aceasta mult mai mare, pentru că cel de dinainte era prea mic pentru camera mea și nu făcea față. Iar eu, cum sunt foarte friguroasă, acest calorifer e foarte binevenit. Într-un final de făcut curat, e în jur de ora 5 și ceva, nici nu știu cum a trecut ziua asta atât de repede. Bine, nu e chiar gata, dar mare lucru de acum încolo, oricum nu se va mai întâmpla. Am făcut repede și un duș, m-am spălat și pe față și m-am dat cu puțină cremă hidratantă. Aveam impresia că am praf efectiv peste tot. Mi-am tuns puțin și vârfurile, care erau foarte despicate și nu am mai făcut acest lucru de super mult timp. Deși anul trecut, pe vremea aceasta, nu, pe la sfârșitul lunii decembrie, am avut părul foarte scurt, undeva până pe la umeri sau ceva de genul, dar oricum vă las aici o poză să vedeți exact despre ce vorbesc. Așa că da, azi toată ziua am făcut curat. M-am spus de dimineață că mi-am schimbat caloriferul, mi-am pus unul mai mare, pentru că cel de dinainte era foarte mic în comparație cu camera mea și nu făcea față. Eu fiind mai friguroasă de fel, vă dați seama. Și chiar simt cum deja vine căldura și e cu totul și cu totul altceva. Inițial am vrut să fac curat doar în partea de cameră în care s-a lucrat, era peste tot praf, tot felul de chestii aruncate și așa mai departe, nu are rost să vă spun și să intru în detalii, dar până la urmă am sfârșit prin a face curățenie generală pe tot etajul. Și așa, sâmbătă e zi de curățenie, așa că numai bine. Eu mă tot uit în partea aceea pentru că e caloriferul și deja îmi și imaginam cum erau toate puse în toate direcțiile și era o nebunie totală. În fine, astăzi am mai multe lucruri de făcut, să văd câte dintre ele apuc să le fac
Și anume, trebuie să merg până la magazin să-mi iau anumite produse. Știți că v-am spus săptămâna trecută că m-am înscris într-un program, de fapt e un Immunity Challenge, inițiat de prietena mea Marilena. Începe luni, în 9 noiembrie și va dura fix 2 săptămâni. Ieri a făcut și prima postare pe grup, grupul este pe Facebook, cred că încă vă mai puteți înscrie, de fapt când vedeți voi vlogul acesta e deja luni, cam pe atunci preconizez să îl urc pe YouTube. Și a făcut prima postare, după cum ziceam, și ne-a spus în mare parte cam cum trebuie să ne pregătim pentru acest program. Și da, trebuie să merg la magazin să-mi iau anumite produse, este vorba despre un smoothie, nu vreau să intru eu în amănunte. Vreau să o las pe Mari să vă povestească ce și cum. Și după, dacă mai am starea necesară, Rebecca, mama Sofiei, are și ea canal de YouTube. V-am povestit despre ea în vlogurile trecute, chiar vă rog să urmăriți, are niște vloguri foarte interesante și e o drăguță. M-a menționat într-un text, se numește Trecut și viitor. Și aș vrea astăzi sau cel târziu mâine să-l filmez și eu. Între timp mi-a scris și Sandra pe Instagram, este vorba despre Sandra, Viața în UK, și despre ea v-am spus. Și fetelor, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați gândit și la mine și chiar mă bucur că ne-am cunoscut prin intermediul YouTube-ului. Cam acesta ar fi planul zilei de azi, bineînțeles dacă nu mai intervine altceva pe parcurs. Iar mai spre seară, cred că deja puteți ghici, vreau să mă uit la alt film de Crăciun. Cel de aseară mi-a plăcut tare mult, de fapt nici nu mă așteptam să vă spun altceva despre el. V-am citit ieri descrierea de pe Netflix și nu mai vreau să insist asupra lui. Țin minte că la un moment dat voiam să-mi fac budincă de chia, dar atunci nu aveam semințe și după ce mi-am luat, chiar am uitat. Mi-am adus aminte acum la momentul potrivit pentru că vă zisesem eu atunci că înainte de a se consuma, ele trebuie să se umfle și fie le lăsăm peste noapte la frigider, fie cu 30 de minute înainte de a le folosi, cu lapte de cocos, de migdale, de orez, chiar și lapte normal. Mie întotdeauna îmi place să aleg prima variantă. Acum vreau să merg să le pregătesc și să vă arăt și vouă. În seara aceasta nu avem mare lucru de făcut, am luat semințele de aici și le-am pus într-un borcan cât i-au încăput, așa că avem nevoie de ele și un lapte. Eu l-am pe cel de la Alpro cu cocos, v-am zis despre el și atunci când am făcut terciul de ovăz. Urmează să pun 2 linguri de semințe de chia într-un bol, după care adăugăm lapte. Laptele le adăugăm în funcție de cât de groasă vrem să fie compoziția. Ele oricum se vor umfla. V-am mai spus acest lucru, așa că dacă vreți să fie o compoziție mai groasă, nu punem foarte, foarte mult lapte. Totul foarte, foarte bine, nu ne rămâne decât să punem o folie peste, să punem totul la frigider și să așteptăm până mâine. Continui budinca de chia. Am lăsat-o puțin afară și ea arată cam așa. Chiar s-a întărit. Să vă arăt puțin și consistența. Așa arată. Și am nevoie din nou de o banană pe care o voi pisa și o voi amesteca cu restul budincii. Banana, cu cât este mai moale, cu atât este mai bine, pentru că e și mai dulce și se pisează și mai ușor. De data aceasta am știut din timp că vreau să îmi pun pe deasupra fructe de pădure și le-am scos mai repede de la congelator, așa că, după cum se poate observa, s-au cam dezghețat. Așa arată o altă variantă de mic dejun sănătos și foarte rapid de făcut. În cazul în care vi se pare că nu este destul de dulce, mai puteți adăuga o linguriță de miere.
Mai înainte am terminat de mâncat și vreau să vă spun că această budincă de cheia a fost delicioasă, sau cel puțin mie chiar îmi place. Apropo, dacă auziți cumva ceva sunete pe fundal, eu sper totuși că nu, sorry, dar camera mea este către stradă și vecinii mei tocmai acum s-au adunat cu niște mașini, vorbesc, pare că țin o ședință sau nu știu ce fac ei acolo, sunt chiar în fața casei mele, de fapt vis-a-vis, mă rog, revenind la budincă. Da, a fost bună și în cazul în care nu vă place gustul, vi se pare că nu este destul de dulce, v-am spus că puteți adăuga o linguriță de miere sau să schimbați fructele. Eu de data aceasta am ales să pun peste fructele de pădure, cele de la Lidl, congelate, cred că știți deja. Și cum sunt și merișoarele, instant este mai acrișoară toată treaba. Voi puteți să puneți, de exemplu, afine, zmeură, căpșuni sau orice alte fructe doriți. Și să vă spun ce urmează să fac astăzi, dar întâi cred că ar trebui să vă spun ce s-a mai întâmplat aseară. Da, cel mai bine. Am așteptat puțin să văd dacă se mai liniștesc apele, dar văd că nicio șansă, așa că ar trebui să continuăm. Aseară, după ce am făcut prima parte a budincii, adică am pus semințele, laptele, le-am pus peste noapte la frigider și așa mai departe, m-a apucat din nou hărnicia și în fiecare primăvară și toamnă, deși acum e pe la sfârșit de toamnă, fac curățenie între haine. Vreau să-mi uit exact ce mai port, ce nu mai port și ce știu sigur că nu-mi va fi de folos în viitor, nu mai are rost să le țin. Așa că am mers în camera cealaltă. Cealaltă cameră s-a transformat într-un dressing. Peste tot sunt numai haine, umerașe, suporturi pentru umerașe și așa mai departe. Am sortat hainele de peste tot și în mijlocul camerei acum este o mare grămadă, pentru că, bineînțeles că nu am reușit aseară să termin totul. Am vrut astăzi, dar la sărbătoare și nu e tocmai indicat să mă pun acum să fac curățenie sau eu mai știu ce. Sper mâine totul să reușesc printre cursurile online. După m-am uitat la filmul de Crăciun, dacă nu se putea altcumva, dacă nu aveți la ce să vă uitați și vreți și voi să intrați într-un vibe de Crăciun, vă recomand cu drag filmele de pe Netflix și mai nou am văzut că și pe Diva au început să dea tot felul de filme cu această sărbătoare. Bine, să trecem la ziua de astăzi. Prima dată mi-am pus un tratament pe păr. Și scrie pe ambalaj că, ci că nu s-ar clăti. Dar mie mi se pare că îmi lasă părul puțin uleios sau doar mi se pare mie, nu știu, nu cred. Așa că oricum de seară fac baie pe cap și nu mai bine. Vreau să pun comanda la Avon din această revistă. De fapt îmi dau seama că e campania 14, campania trecută, care s-a terminat în 4 noiembrie. Deci, acum este campania 15 și da, vreau să pun comanda din ea, să scap odată, să știu că am terminat și cu Avon-ul. Trebuie să-mi fac și tema la franceză din nou, pentru că mâine este deadline-ul și avem de făcut un afiș în cazul în care ar fi să mergem în licee, cum am putea noi să-i sfătuim pe adolescenți să nu se apuce de droguri sau să renunțe, depinde de caz. Aș vrea să-mi fac și referatul pentru marți la fiziologie, să văd ce mai am de făcut pentru facultate pe săptămâna viitoare, să merg să-mi iau ingredientele pentru smoothie. Deci, ieri nu am făcut nimic din ce mi-am propus. M-am luat cu totul și cu totul de altceva. În fine. Așa, ce mai am de făcut? A, da, aș vrea să filmez tag-ul despre care v-am povestit și aseară. Sper să nu-mi ia foarte mult. În cazul în care reușesc să-l filmez, să-l editez, aș vrea să-l pun chiar în seara aceasta pe YouTube. Știu că v-am spus că vlogul de acum ar trebui să fie pe luni, dar schimbare de planuri. Și cam atât pentru moment, nu știu ce se va mai întâmpla, sper totuși să reușesc să fac măcar jumătate din ce mi-am propus și azi. Din casă, afară e atât de frig, parcă ar fi iarnă. Vreau să merg la Carrefour, Lidl, să văd exact unde găsesc ce caut
și anume ingredientele pentru smoothie. Nici nu știam dacă am nevoie de declarație, dacă nu, v-am zis că comuna în care locuiesc eu s-a închis datorită cazurilor foarte mari de corona. Și inițial credeam că trebuie declarație doar dacă ieși din comună, dar am auzit că ci că ți-ar trebui și, și doar dacă te deplasezi în interiorul ei. Și chiar nu știu ce să zic. Și mă vedeți așa machiată, aranjată, mai puțin frezată și în halat, pentru că astăzi am filmat acel tag despre care v-am povestit aseară. Știu că trebuia ieri să-l filmez, să merg la cumpărături, să pun comanda la Avon și așa mai departe, dar bineînțeles că nu s-a întâmplat acest lucru. Dar în schimb am fost la o vecină, nu am mai vorbit cu ea de foarte mult timp și chiar îmi era dor. Sunt și puțin răgușită pentru că azi am vorbit în continuu. Pe lângă faptul că trebuia să filmez tag-ul, am mai filmat și vlogul săptămânal și tot așa, a fost destul de greu, mai ales că astăzi l-am și editat, l-am și pus pe YouTube și voiam neapărat să fie totul până în ora 7, dar acum este totul în regulă și pot să stau liniștită. Azi am vrut să recuperez în mare parte ce nu am reușit să fac ieri, dar am mai avut și chestii extra și per total s-a aglomerat ziua groaznic de tare. Acum vreau să merg să mă demachiez, cum în ultima vreme nu prea am purtat machiaj, parcă mă deranjează, simt cum mă strânge fondul de ten, o senzație tare ciudată, deși a rezistat eroic pe parcursul zilei. De data aceasta este cel de la Estée Lauder, double wear-ul. Am pudra de la Boys & Berries, rujul este de la Sephora, cred, și restul știți dacă ați urmărit celelalte vloguri săptămânale. Să merg să și mănânc ceva, pentru că astăzi nu prea am apucat în toată nebunia, să-mi fac rutina de skincare, să fac un duș și tot ceea ce mai am eu de făcut în această seară. Și în cazul în care nu ne mai auzim până când închei acest vlog, vreau să mi-au rămas bun încă de pe acum, să vă mulțumesc din suflet dacă v-ați uitat și la acest vlog. Bineînțeles că aștept părerile voastre în comentarii, sper că v-a plăcut și să ne revedem cu bine la următorul clip. Vă pup! Alaska. I'm Andy. I'm your ride. Wow. They're beautiful. Nicole? A little.